O nouă apariție publicistică a autorului Mihai Gergel. Profesorul și-a dedicat 3 ani scrierii celui de-al 7-lea său volum dedicat iubitorilor de natură, dar și pădurarilor. Ea se cheamă Cartea Pădurarului, o carte care am scris-o la insistențele oamenilor de teren, pădurari, șef de district, care au simțit nevoia să aibă o carte care să le dea cele mai importante noțiuni teoretice și activități practice care le sunt de folos în meseria lor de silvicultor. Cartea este structurată pe 23 de capitole, dintre care primele 18 capitole sunt disciplinele silvice, unde eu am prezentat firul roșu al disciplinei, în care pădurarul, silvicultorul în general, se poate inspira și le poate folosi pentru acțiunea lui practică ca atare. Și mai am și alte câteva probleme legate de un cod de conduită forestieră, de lucrări de care se execută lunar în cadrul compartimentului de la un ocol silvic. Așa, am și o mică schiță biografică acolo și încă câteva lucruri care însumează, cum am spus, aproape 900 de pagini. Cartea Pădurarului este un ghid practic al angajaților din ocolurile silvice și cuprinde 23 de capitole, dintre care 18 sunt noțiuni teoretice, iar restul sunt schițe și noțiuni practice. La cartea asta am muncit cel puțin 3 ani de zile. La cartea asta am muncit cel puțin. Bine, lucrez în paralel, că mai lucrez și la alte cărți, dar în funcție cum îmi vine inspirația și cum mă simt eu așa în elementul meu să abordez una sau alta, sunt una peste alte 3 ani de zile sunt. 3 ani de zile am muncit la ea. Mihai Gergel a realizat în anul 2013 și un volum omagial la împlinirea 120 de ani de școală silvică la Gurghiu. Publicația a cuprins toate generațiile de absolvenți și profesori ai Colegiului de pe Valea Regilor. Cărțile publicate anterior de Mihai Gergel sunt Dăunători ai pădurilor, Biologie și combatere, Boli ale plantelor lemnoase forestiere, Organizare și legislație silvică, Teste de evaluare a competențelor profesionale din domeniul silviculturii.